Fiecare angajat își dorește să câștige mai mulți bani, mai ales dacă este la prima slujbă, atunci când salariul e destul de mic la început. Salariul de plecare. Totuși există un moment potrivit pentru acele mărire de salariu, moment de care angajatul trebuie să țină cont ca să obțină exact ceea ce își dorește. Aflăm toate răspunsurile chiar acum. În direct cu noi este doamna Ioana Petrea, specialist HR. Bună dimineața și mulțumim foarte, foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Știrile Dimineții. Bună dimineața și mulțumesc și eu pentru invitație. Așadar, doamna Petrea, care ar fi momentul propice ca să cerem o mărire de salariu în condițiile în care poate suntem la primul job? E o foarte bună întrebare. Cred că nu contează neapărat dacă suntem la primul job sau la al doilea sau la ultimul nostru job. Din punctul meu de vedere, cred că e important, văzând și răspunsurile oamenilor intervievați pe stradă, e extrem de important și încurajez companiile să construiască o cultură organizațională în acest sens. Asta înseamnă că în momentul în care angajezi un om, fie că el este la primul job sau este senior, tu să știi ca și angajator din primă fază, după cât timp vei renegocia pachetul lui salarial și pe ce criterii măsurabile. Îmi doresc foarte tare ca toți oamenii de HR și toate companiile să înțeleagă că n-ar trebui să ajungă oamenii să bată la ușile lor și să ceară măriri salariale. Am observat și în răspunsurile de mai devreme că mulți dintre respondenți nu știau sau habar n-aveau după cât timp s-ar mări salariile la ei în companie. Ori predictibilitatea dă unui angajat și șansa să fie mult mai eficient la job, pentru că știe, o dată pe an sau o dată la 6 luni, eu am o discuție de renegociere salarială. Recomandarea mea ar fi să se întâmple lucrul ăsta o dată pe an. Dacă acele companii în care oamenii lucrează nu au un career path bine definit sau nu au o structură de evaluări de performanță stabilită calendaristic cumva, atunci da, oamenii pot apela la departamentul de HR sau managerul lor direct, făcând aceste solicitări. Însă în momentul în care deja se întâmplă asta, din punctul meu de vedere, omul pornește deja cu oarecare nemulțumire sau frustrare pentru că are sentimentul că munca lui nu a fost văzută sau nu a fost apreciată. Ori lucrurile astea se simplifică foarte, foarte mult în momentul în care tu angajezi un om, te gândești ce are de făcut, știi foarte clar ce are de făcut, cum poți să măsori performanța lui, după cât timp ar fi relevant să poți să măsori ce contribuție a adus el și apoi, odată pe an, să poți să îi oferi un feedback relevant legat de ce s-a întâmplat. Doamna Petrea, întrebare cu un răspuns foarte scurt, vă rugăm. Dacă nu există reguli clare în compania respectivă, în ce moment e legitim ca un angajat să ceară o mărire de salariu pe care crede că o merită? Care ar fi argumentele corecte, anumite performanțe, vechimea, ce se califică, să spunem, ca un argument valid în relația cu angajatorul atunci când ceri o mărire de salariu? Rezultatele concrete pot fi un argument valid. Ce n-ar putea fi un argument valid, n-ar putea fi niște schimbări în viața personală. Am mai auzit oameni care aduc asta ca și argument. Corect. Rezultatele. O activitate care s-a extins foarte mult. Dacă am primit mai multe sarcini față de rolul meu inițial. Dacă am luat oameni în subordine. Și vechimea poate să fie un considerent. Vechime, complexitate de roluri, poate oameni în subordine, schimbare de departament, dacă am avut o evoluție pe verticală sau pe orizontală în organizație, este un motiv suficient de bun ca să se poată solicita o mărire. Mulțumim foarte